Ceva băieți și bine ați venit la un nou clip pe canal. Am un anunț senzațional pentru voi. Urmează o perioadă de aur, după părerea mea, pentru comunitatea de FIFA din România. Federația Română de Fotbal împreună cu EA Sports România urmează în continuare să facă câteva evenimente absolut incredibile pentru voi, pentru comunitatea de FIFA, și primul eveniment o să aibă loc la Bucharest Gaming Week 8-9 decembrie. Bineînțeles, o să aveți link în descriere cu toate detaliile. Despre ce este vorba mai exact în acest proiect? Vom avea anumite turnee în țară pentru comunitatea de FIFA, la fel cum am spus mai devreme. Turnee cu premii, turnee în locații foarte, foarte tari, turneele o să fie cei drept pe console. După primul turneu de la Bucharest Gaming Week, primii patru clasificați acolo, dacă nu mă înșel, premiile sunt de 2000 de euro, dar pe lângă asta, lucrul cel mai important, o să facă parte a cei patru din echipa națională de FIFA 19 a României. Cum vă ziceam, absolut senzațional. Acum pe ecran, băieți, aici a fost live-ul pe Federația Română de Fotbal, pe pagina de Facebook, alor a fost live-ul în care s-a anunțat acest super proiect. Și după aceea avem link cu primul eveniment. Prima cupă de calificare pentru Bucharest Gaming Week. Cum se va desfășura totul? O să fie 4 cupe de calificare. Primii 4 din fiecare cupă de calificare vor fi invitați. Se vor califica la marea finală de la Bucharest Gaming Week. Avem câteva detalii și despre turneu. Se va juca în Ultimate Team pe PS4. Va fi Best of One, iar premiile la finala offline de la Bucharest Gaming Week vor fi 1000 de euro pentru primul loc, 500 de euro pentru locul 2, 250 de euro pentru 3 și 250 de euro pentru locul 4. Ceea ce este foarte important, după părerea mea, este faptul că acolo nu va fi doar turneul de FIFA 19 pentru jucătorii pro din țară, cei care s-au calificat din online. O să fie o grămadă de activități, o să fie meciuri demonstrative, din câte am înțeles o să fie invitați și câțiva jucători, 1-2 jucători al echipei naționale, naționale, o să poți să joci cu ei FIFA 19. Cum ziceam, nu se rezumă doar la turneul pro acest eveniment care va avea loc la Bucharest Gaming Week. După părerea mea, acesta este un pas absolut incredibil, e imens pentru comunitatea de FIFA din România. Până acum existau foarte multe persoane din comunitate care, pe bună dreptate, se plângeau și spuneau că nu există turnee în țară, nu avem cum să creștem jucători buni, cum a fost subsemnatul, cum a fost Knight, cum a fost Bebe în trecut. Cei drept, atunci aveam PGL-ul, aveam Liga Națională de FIFA. Asta se încearcă să se facă acum. Acest mediu va fi foarte propice pentru voi, pentru jucătorii profesioniști care vreți să treceți la un alt nivel, să ajungeți și mai sus, să ajungeți să participați la turneele din afară. Din câte am înțeles, pe viitor se va încerca să avem și un slot pentru FIFA Global Series. Nu cred că anul acesta, deoarece calendarul este deja făcut, în schimb, începând cu următorul an calendaristic de la FIFA 20. Deci, băieți, nu uitați, urmează o perioadă, cum v-am zis, de glorie, după părerea mea, pentru comunitatea de FIFA din România. Și aici trebuie să mulțumim Marius Radu, organizatorul de la Bucharest Gaming Week, Federația Română de Fotbal și EA Sports, aceste trei părți care au reușit să pună la punct acest proiect. Link către prima cupă de calificare o să fie în descriere. Dacă aveți alte întrebări, comentariu la acest clip. Ne vedem data viitoare. Vă pupoviță! Pa, pa!